Așteaptă-mă aici, te rog. Vin imediat. Bună, Andrei! Ai văzut cât de roșu era soarele azi dimineață? Monicu... Ascultă, auzi păsările? Monicule, îmi pare rău că ieri m-am supărat pe tine și am plecat fără să spun nimic. Andrei, în viață sunt multe lucruri mai importante decât orgoliul. Când o să te faci mare, ai să înțelegi. De ce ai întârziat azi? Păi, m-a ținut doamna. Cum? Te-a ținut așa, fără motiv? Cam da, că așa a vrut ea. Eu nu i-am făcut nimic. Și numai George a fost de vină, nu-i așa? Păi, a fost ideea lui să ne jucăm cu mingea în clasă. Și doar pentru atât ai fost pedepsit? Păi, am mai spart și un geam. Of, măi, Andrei, ce mă fac eu cu tine? Hai, du-te acasă, că se îngrijorează mama. Bunicule, ce faci? Bună dimineața! Vrei să asculți cu mine cântecul păsărilor? Dar eu n-au nicio pasăre. Știi de ce nu auzi? Nu auzi pentru că nu știi să asculți. Atunci învață-mă și pe mine să ascult. Vreau și eu să aud. Lucrul cel mai important este că atunci când auzi să răspunzi. Dumnezeu ne vorbește în fiecare zi. Și recunoașterea vocii lui este un exercițiu zilnic, iar cântecul păsărilor nu-l poți auzi de prima dată. Pentru fiecare persoană Dumnezeu are un mod de a vorbi. Atunci când vei auzi primul ciripit, vei ști că Dumnezeu este în acel ciripit. Vei ști că El îți vorbește prin verdele ierbii, prin razele calde ale soarelui, prin adierea vântului. Dumnezeu este în toate acestea pentru că El le-a creat. Ce crea Dumnezeu natura, bunicule? Știi, El a vrut să ne ofere un loc în care să ne jucăm, să muncim, să învățăm. Natura nu este o întâmplare, așa cum nici pe tine nu te-a creat din întâmplare. Totul are un scop. Natura este creată pentru bucuria noastră. Tu ești creat pentru bucuria colegului tău, George, pentru ca alții să cunoască adevărata fericire prin tine. Tu l-ai văzut vreodată pe Iisus? Nu, Andrei. Nu l-am văzut niciodată. Atunci, cum știi că există? Vorbesc cu el în fiecare dimineață. Și ce-ți spune?
Îmi spune să am grijă de tine. Și eu vorbesc cu Isus, dimineața și seara. Foarte bine. Dar îl iubești? Da, cred că da. El a făcut atât pentru mine și eu îl iubesc pentru asta. Mă bucură cuvintele tale. Știi ceva? Trebuie ca și George să știe despre Isus ca să-l iubească și el. Îi vei spune? Bine, îi spun mâine la școală. Dacă unii oameni nu vor ajunge în paradis, atunci dragostea noastră să fie singurul paradis pe care l-au gustat. Voi sunteți sarea pământului. Care stăteai cu bunicul? Da, fetița mea. Păsările astea au cântat dintotdeauna aici? Da. Da. Noi nu am știut să le ascultăm.